Bună să vă fie inima, dragi oameni buni, și bine ați revenit la un nou Cox Vlog. Îmi cumpăr oi, gata. Îmi cumpăr oi și mă mut cu alea. Îmi fac o cocie cu alea de oaie, bă. Oaie cu două capete, să mă vadă tata. Să vedeți modul de oi pe cu alea pe unde sunt. Deci gata, udați-vă. Mă apuc. Cox Baciu lovește. Lovitura tranquilizantă, canguru Cox Cămilă. Îmi iau palton de la lung pe mine, stau și le păzesc, le bântui. Deci fiind cu duba, după cum știți din vlogul de ieri, dacă l-ați văzut, bineînțeles, a fost ultima zi de muncă la aia pe camioane, nu mai dau consecutiv, cine și dacă mi-au mai dat, cine și mi-au mai găsit, pe dubă, tată. Pe dubă să mă bată mama. Out. Aude cum îi dau. E Halloween-ul astăzi la mine, by the way. Nu știu cum se pune de vloguri din cauza faptului că stau rău de tot cu timpul. Am dormit vreo 3 ore azi noapte. Lux. Lux și trai. Lux și trai să mă bată maute. Soarele răsare sus și pe clădirea aia. Bă, niște drumuri picolea și niște poteci și abia mergi cu dubă, uitați-vă și voi. Abia mergi cu dubă. Asta încărca puțin greuț. Aude, cara de re, bă. Cara de rem, avea motorină, mă. Motorină avea în jeepul ăla în spate. Da. Suntem printre oipicul ăla, foarte frumos în zona asta. Știți pe unde sunt? Pe la... Faceți voi o idee. Sunt în joc, jos pe la Chester. Pe la Cric încolo, în jos. Mai jos, în coadă, trecui de Cric în coadă. Pe aici așa, numai munți, numai văi, numai podeță. Numai bătrân la volan care merg cu 20. Măi, ni se mai întâmplă când opresc camera să înjurez că fac spume la gură. Nici măcar o cameră de viteză pe ce așa mergi. Mergi, n-ai treabă, bată-mă, te duci lin. Lume pașnică. Numai cu jeep-uri, numai cu ăștia. Am văzut picul mai în spate o pădure. Bă, tăiau un amonte să mă bată mama. Deci tăiau și picau lemne pe prăpastie. Deci erau lemne cum aveam eu. Tractorajele prin Snow Runner. Așa aveau oameni ăștia pe acolo, bă. Pe aici, prin zonele așa, numai cu creșterea animalelor, cred că se trăiește exploatarea forestieră. Și mai văzut niște case frumos pe deal, așa, chiar în plăcură. Nu case, cabane de aia de camping, de închiriat. Chiar super tare, era undeva așa sus, într-o terasă. Soarele răsărise sus, mă, și imaginai pe mine cum steam acolo pe terasă. Vladimir de-a drumul pe jos să se zbată prin iarbă, să se lupte cu șoare, șopârle, să facă luptă cu o hienă, știi? Și eu sunt și beau de o cafea la terasă acolo sus, ca bossul. Cine e bossul norocos? Trăgeți. Deci fiind cu duba, o să mă duc undeva la mare. Deci, din ce văd, mai am vreo 33 de mile, 52 de minute. Mă duc încolo, la 1:30, sper să ajung acolo. De aici, ca să faceți idee cam așa pe unde sunt pe hartă, pe unde ar trebui să ajung pe hartă, cam îndrept de Wolverhampton. La Wolverhampton m-am tot dus eu, la Birmingham. Deci la Birmingham, cam drept îndrept cu Birmingham sunt, dar sunt încoace către apă. Înțelegeți? Nu încolo către aia, sunt încoace în partea asta încoace. Înțelegeți voi? Sunt din coace către încoace. Nu știu cum să numesc satele ăștia pe cei așa. Dar aceea trebuie să las niște... Am echipament din ăsta de lumini. Probabil să se sărbătorește în seara asta, se face ceva petrecere de Halloween la un camping din ăsta, la un, spuneți voi. Dar la un camping din ăsta unde lumea își închiriază Holiday Inn din ăsta, cum îi spune. Și le trebuie lumini să organizeze ceva spectacol, să facă lumini, fum din ăștia car. Sunt niște cutii în care sunt anumite chestii. Habar n-am, nu m-am uitat niciodată ce e în ele. Uite, acolo e urnă din aia unde lasă fermierii ouă, lasă găina cu tot ouă în ea și ce. Scoate ouă din găină și ia-l, dar găina să nu iei, știi? Acum depinde, tu dacă vrei să iei găina cu tot cu ouă, iei, dacă nu, bași dești un cur, cum băgam eu când era mic. A fost să pe mamaia, bă. Nu știu la voi cum a fost. Vă să pe mamaia că caută găina de ou. Bă, băiatule! Dacă unii norocise în găinile, când mă vedeau găinile pe pădure, venea să-și ia câmpii să fugă în lume. Dacă unii le băcam la deșete în cur la găine, numai așa, ei, așa eram. Eu eram căutătorul de ou, ce ai? Deci că spargeam ouă, ia, sau o vadă tata.
În rest nu mă plâng de drumurile astea, chiar se merge. Merg cu 80 pe ele să-mi bată mama, deci mă așteptai să fie și mai rău. Adică eu zonele astea le-am mai băgat pe acișa și mai erau și munți, dar deci făcut surprins că mersă, mersă treaba, mersă. Ce-i drept, job-ul fost de 150 de mile, ceva de genul, și cam 3 ore pe el. Nu e ca autostrada, dar se poate și mai rău de atâta. Se poate să ai pante din aia unde mergi a 2-a, 3-a, 4-a și a 5-a numai în vise. Înțelegem noi, deci na, aia, cum se poate, se poate. Eu mă adaptez în funcție de orice, până la urma urmei. Și cred că asta e o bună calitate a vieții, dacă mă întrebați pe mine, să fiu adaptiv. Adică, mă, viața asta e bine să muncești pe mult și pe puțin. Au fost vremuri în care am câștigat 2000 de lire aceea în Anglia, de exemplu, anul trecut. Anul trecut luam 2000 de lire, lucram pe Pay, luam 2000 de lire net pe lună. Înțelegeți? Și trăiam și cu 2000 de lire, da? Anul ăsta câștig o leacă mai mult, dar nu contează exact cât câștig. Ceea ce e important este să te adaptezi la condiții de meteo favorabile sau nefavorabile. Adică omul trece și cu mult și cu puțin. Ești în stare să-ți faci cafea așa acasă, inclusiv dacă nu ești în stare să-ți o cumperi de la Starbucks unde ai 4 lire, 5 lire, cât o mai fi. N-am mai băut de foarte mult, trebuie să recunosc. Bine, nu prea mai sunt cafe la ziua așa, dar am dorit foarte puțin azi noapte și să-i bă, fac o cafea scurtă până plecai de acasă, ja, poloi după mine. A dorit vreo 3 ore azi noapte, nu mare lucru. Dar vreau să mă forțez o leacă, din ce cauză? Vreau să trec la programul de zi. Ce înseamnă asta? Eu sunt obișnuit să dorm noaptea. Și, de exemplu, dacă sâmbătă sunt acasă, sâmbătă dorm de vreme și dorm toată noaptea, da? Dar duminică îmi vine să mă culc la 5 dimineața, cum mi-a învățat organismul. Deci mi s-a învățat organismul să doarmă pe la vreo 5 dimineața și aș dormi toată ziua după aia. E, forțându-mă acum, de exemplu, ajung seara asta acasă, nu știu la ce oră. Aude, bă, ce frumos e pe aici, numai pajiște să mă bată. Te mă, îmi cumpăr oile, bag într-un țarc așa. Idee pentru România. Ce mână ar merge să faci țarcul ăla, să bagi oi în ele? A? Să le pui apă vigoros, să le lași în viața lor? Le faci un foișor de umbră ălea? Ar merge și aia. Că nu mă gândesc că nu se mai fură ca în coduri și în România să vină să-ți iau oia din câmp să vă cu ea. Și până la urmă, îi pui un router cu internet, camere de 360 de grade, le vezi de acasă, te uiți în stânga, te uiți în dreapta, pac, 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 ai văzut oaia. Inclusiv alarme, pe sârmele astea se poate pune alarmă, când atingi cineva sârma, îți dă alarmă în telefon. Jap, te-ai uitat pe telefon, ce s-a întâmplat? Jap, ora a atins oaia, ora a intrat careva în țarc. Și senzori, trăim în era tehnologie, trăim în era tehnologie, ar trebui să nu mai... Ar trebui să scutim costurile, că vine AI-ul din urmă acum. Bai, de unii în legătură cu AI-ul, ci că nu se merită, din ce am dedus eu așa și m-am uit și eu pe anumite canale, nu se merită să-ți cumperi telefon anul ăsta, de exemplu. Deci, urmează mare update în tehnologie. Mare update ce urmează în tehnologie. Nu se merită să-ți faci update la telefon acum. De exemplu, să-ți iei iPhone-ul ăsta care a apărut, 15 Pro, sau să-ți iei S23 Ultra Plus, etc. Și că de anul viitor o să implementeze AI-ul ăsta în tehnologie, de te doare mintea de ai să vorbești cu telefonul. Deci nici nu mai ai nevoie de prieteni, vorba aia, că vorbești cu telefonul, îl întrebi, îl pui, punem o muzică, punem ceva relaxant, punem aia, punem alaltă, punem nu știu ce. Deci o să fie un mare update din ce am reușit să-mi dau seama. Așa că dacă sunteți consumatori și nu aveți ce face cu banii, vi-l schimbați o dată la 2, 3, 4, 5, 6 ani, dacă nu schimbați la 10 ani, cum schimb eu. În exemplu, să nu mai știu când îl am. Deci, dragi oameni buni, ce vreau eu să vă spun e că mă sună un cu un metru. Uite, bă, că sără încă nu găsesc munte, uite și munte pe aici să mă bată, mă. Prăpăstii, uite aici. Aute prăpăstii, mă sună un cu un metru, am făcut eu un preț pe o cursă, o insulă din aia urâtă rău de tot, deci la cobori către Londra în jos, uite o fazani, bă, ștruț, o cămilă, bată mama. Deci
cobori încolo în jos la către Londra, nu chiar Londra, încoace către Farnham, ceva de genul. Nu știu dacă Farnham se zice. În fine, iei o barcă de acolo și te duci pe o insulă. Deci pe o insulă pustie, cum ar veni. Da? Acum eu am cerut 1000 pe job, ar fi 300 de mile. Ar trebui să iau 600 de lire. Trebuie să iau 600 de lire, eu am făcut preț de 1000. Dar am zis că ferii ar fi, ferii dus întors ar fi 600 și ceva. Dar trebuie să văd exact cât e ferii ca să nu mă țăpesc. Că mă gândesc că mă duc pe insula aia pustie, știi? De mă doare mintea. Și mă trebuie să dau 1000 pe ferii să mă bată tata. Și vă preț de 1000 cu tot. Știi? Deci rămân că să-l sun eu zilele astea, anii ăștia care vin. Dar dacă ar fi 300 feriu, 600 și să mai dea 1600, 1200, 1300 chiar, 1300 ca să fie bine, îl fac, 1300 îl fac. Că mă duc, trec încolo, trec încoa, trebuie să mai bag și un hotel în toată fiaza asta ca să dorm o dată la hotel. Nu pot să merg la tăuneală. Da. L-aș putea să-l ajung cu banii dacă e în stare să plătească, bineînțeles, cu 1200, 1300, 1400. 1400 m-aș duce, da. Chiar 1500 aș putea să zic. Dacă tot. Să-mi pun un 500 în cap, ca să rămân și eu cu ceva. Știi? E de să pusă ploaia de frumosă, mă abartă mama. Hai mă că sei că nu prinsei munți, oi, capre, vaci. Mă, 26 de mile mai am. 40 de minute, mă, 26 de mile. Pă, unde suntem aici, mă? Între oi? Da. Cam cu asta ne bătem capul, dragi oameni buni. Deci dacă vreți să-mi cumpăr oi și vreți să mă vedeți baci, ce să vă zic? Dați un like putereu de tot. Și un follow pe Instagram. Bă, ce cap are oaia aia să-mi bată mama dacă nu. Bă, mi-am plăcut oile, mă. Am avut o oaie. Am avut o oaie când eram mic. Plăcut de iară o dată, bă, ce milă mi-a fost. M-am plâns. Aveam oaia mea, fugea după mine pe când. Mă cu vacile pe când, oaia venea după mine. Duceam vacile, legam, le priponeam. Oaia venea după mine, până apoi acasă. Deci oaia și cu câinii. Câinii, oaia când vedea câinile, numai urma câinilor stătea. Dacă rămânea câinele la vaci, rămânea și oaia, dacă nu, nu. Oaia e prea șmecheră. Stăteam cu ea în pat în cad la televizor. Bă, în pat în cad la televizor, să-mi stătea oaia și rumega. O văd, parcă o văd și acum. Îmi dărea, pac, 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 pac. Mânca cum e din castron. Bă, tata, dacă nu. O învățasă pe ciorbe, pe mâncăruri. Aia nu mânca iar, bă, aia sărea pe geam la bucătărie și mânca mâncarea porcilor. Cu zer, cu alea, cu pâine, cu toate. Oaie barosan. N-a prins pui, bă, dacă prindea așa pui și făcea așa pui. Poate soarta mea era pace azi. Și îmi vedeam de viața mea, îmi luam, îmi făceam cojoc din ala mare, lung. Mă durea la bască. Dormeam pe câmp, stăteam cu ele, făceam eu, drăgeam eu, făceam TikTok-uri, ajungeam viraj. Mă durea la bască. Ia uite, stăteam așa. Stai, picolea să umbli, să umbli pe câmp. Tot cioban sunt și acum, nu-i mare diferență, dar la cai. Nu știu câți cai are Duba, dar când vine vorba de camioane, cred că vreo 400 de cai. Băciuială la cai, da. A? Cume? Cume, dragi oameni buni? Deci, ce să vă zic? Vă las, mamă, ăsta cu buldozerul ăsta o să pățân greu cu el. Dă Doamne să meargă în față să-l facă stânga la sensul ăsta. Dacă nu face stânga la sensul ăsta, e viață. Dacă face, am belit-o să mă scuz. Am belit-o să mă scuz, tată. Uite ce fain pe aici, mă. Mai vezi cât e un castel din ăsta. Uite, pe aici au case. Uite. Mai vezi cât e un castel din ăsta. Așa că e pe timpuri să mă bată, tată.
Casele astea, casele din piatră de la de antici și de mult. Ce ai? Îți dai seama, intri într-o casă din asta, să schimbă tot, parcă să dă timp înapoi, 100-200 de ani. Mamă! Ce facem aici, bă? Ia uite, bă, câtă coadă făcut ăsta după noi. Mi-aduce minte de mine când eram la Walking Floor. Dar tot așa mergeam și eu mergeam ce mergeam, mă treceam într-o parcare când găseam trei, mai las să mă treacă. Aia e, dragi oameni buni. Ce spuneți, ce preț ar trebui să-i dau? 300 de mile sunt pe sens. Da? E jobul de 300 de mile. Și barcă către o insulă pustie. E o insulă foarte micuță de la Londra în jos. Eu nu mi-aduc aminte numele ei. Uite, mă, să băgă, bă, ce înseamnă. Pe ce înseamnă omenia. Cu tractorul e, mă? Da, mă, cu tractorul și are trailerul pe tractor. Te pup. Te pupă fratilii. Te pupă fratilii tău. Tot tractorii sunt și eu, dar numai că lucrez pe cap tractor. Uite, mă, motorina 1.63 pe zonele astea. Chiar mă mirei, bă, zic, o aveam, mă. De ce e, mă, motorina de ieftină pe zonele astea? Că aici nu prea are lumea bani, să zic așa. Hă? Nu poți zici că are lumea bani ca la oraș. La oraș e 1.55. Eu am băgat ieri, de exemplu, cu 1.55. Știi? Are logică să faci motorina atât de scumpă? Sau motorina devine scumpă din cauza faptului că se consumă mai mult, se transporte până aici, de exemplu, că suntem departe de civilizație. Da, dar ce caută aia 1.80, 1.2 lire pe autostradă? Că pe autostradă e cel mai favorabil loc unde poți să... unde poți să duci ceva sau să cumperi ceva. Și totuși prețurile pe autostradă sunt cele mai scumpe. Dacă aveți răspuns la întrebările astea, mă uit în comentarii. Vă pup și vă doresc o seară minunată, liniștită de vară. Stimă-vă!